Bine v-am găsit, dragi mei! Mă bucur mult să fim din nou împreună. Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl aveți în număr atât de mare pentru această emisiune și pentru temele pe care vi le propun. Pentru ediția de astăzi, sigur, este vorba de aspectele planetare care ne traversează hărțile în această perioadă și în această vară foarte fierbinte, pentru că sunt foarte multe aspecte dinamice pe hărțile noastre. Am gândit să vorbim în această ediție despre o temă activată de tranzitele planetelor în RAC. Este vorba despre Venus în RAC, în primul rând. Sigur, Venus anual trece prin această zodie. Este în tranzit drept în această vară, nu retrogradează în RAC, dar este totuși important datorită contextului pe care îl face. Și aproape toată luna iulie, Venus traversează RAC-ul. Este o planetă care se simte bine în RAC. Venus iubește confortul, comoditatea, siguranța, echilibrul, pacea, liniștea. Și astea sunt iubite și de RAC. Când spun RAC, nu mă refer neapărat la cei nativi ai acestei zodii sau cei cu ascendent în această zodie, ci la noi toți, pentru că noi toți avem undeva pe hartă, indiferent de zodia în care ne-am născut sau de ascendent, avem undeva RAC-ul. Și acolo unde avem RAC-ul, este indicat domeniul de existență, tipul de experiență de viață, unde căutăm liniștea, confortul, pacea, armonia. Deci și Venus și RAC-ul vor să aducă împreună, cooperând în această lună iulie, pacea și armonia în viața noastră și le stârnește, le stimulează, ne pune problema lor prin diverse experiențe pe care le traversăm. O să facem la finalul acestei ediții horoscopul pentru a vedea pentru fiecare zodie în parte unde este stimulat mai mult această nevoie de liniște, de siguranță, de pace și de armonie pe care Venus le aduce. Venus traversează RAC-ul și se simte foarte bine aici și încearcă să aducă această pace și armonie sau să identificăm măcar lucrurile care ne dau cu adevărat stabilitate, certitudini, sentiment al siguranței lăuntrice. Însă formează multe aspecte Venus aici în RAC. În primul rând, opoziție cu Saturn retrograd și cu Pluto retrograd din Capricorn. Și s-ar putea să avem un conflict de rezolvat. Siguranța mea și ce numesc eu ca fiind liniște și pace și tihnă și bine pentru mine, s-ar putea să nu fie bine pentru sistem, pentru autorități, pentru șefi, pentru părinți sau pentru partener, dacă partenerul e o persoană cu autoritate care se impune sau în funcție de care eu fac sau nu fac lucruri sau pe care îl consult, pentru că e bine să fie consultat ca să nu fie rău. Deci o persoană care are o autoritate sau o personalitate ce se impune cu autoritate și de care țin cont tocmai pentru a nu strica liniștea, calmul și echilibrul și atunci îl consult și când în probleme în care n-ar fi obligatoriu de consultat. Deci, avem, dacă vreți, o dihotomie sau o polaritate de rezolvat în această lună iulie. Sigur, căutăm liniștea și confortul și găsim sau le identificăm de unde n-ar putea veni. Numai că s-ar putea să descoperim că experiențele, situațiile, atitudinile, alegerile pe care am fi tentat să le facem ca să avem pace și confort, s-ar putea să deranjeze pe cineva. Și aici dăm în altă lecție mare de rezolvat. Eu sau ceilalți? Părinții sau familia mea? Căminul sau cariera? Tradiția sau modernitatea? Și avem o datorie față de noi în această lună iulie cu aspecte foarte complexe. Am mai vorbit și de Mercur retrograd, nu îl mai amintesc acum, dar se adaugă și el. Deocamdată aș vrea să mă refer la Venus în RAC și să punem reflectorul pe Venus, pentru că e un aspect bun pe care ne putem sprijini în toată această nebunie cu opoziții, cu Saturn retrograd, Pluto retrograd, cu punctul de karmă, cu Mercur retrograd. Și vine foarte mult în ajutorul nostru acest Venus în RAC. Ne aduce și claritate în legătură cu situațiile, alegerile, deciziile, parteneriatele care sunt bune, constructive, confortabile și pentru noi, în primul rând. Dar, așa cum spuneam, se formează și aspecte tensionate și Venus zice, bine, ai aflat acum ce e
constructiv sau pozitiv pentru tine. Rămâne acum să găsești o formulă în care să trăiești acest pozitiv și constructiv pentru tine într-un mod atât de puternic, într-un mod atât de asumat, într-un mod atât de natural, încât să poți să perpetuezi acest bine pentru tine chiar și atunci când alții se opun. Pentru că va trebui să reziști la această opoziție care se creează. Dacă bine pentru tine sau în punctualitate, la muncă, în spațiu profesional vorbesc, pentru că și locul de muncă e un fel de cămin al nostru. Sfințim locul și acolo. Și acolo avem relații ca într-o familie aproape. Sau petrecem poate mai mult timp la locul de muncă cu colegii sau în preocupări legate de șef mai mult decât acasă, cu partenerul sau cu copiii sau cu părinții. Deci, da, și locul de muncă devine, prin faptul că îi dă mult din viața noastră, un alt tip de familie. La asta mai poți renunța, la locul de muncă și la relațiile de colegialitate. Se pune problema dacă binele nostru poate găsi, putem găsi o formulă în care să-l trăim, să-l asumăm, să-l propagăm, indiferent ce cred ceilalți sau de câtă opoziție ne-ar putea face. Și aici lucrurile încep să se complice un pic. Venus în RAC spune, gândește-te în primul rând la starea ta de bine și la confortul tău, nu în mod egoist, nu vă imaginați că am putea fi într-un mod absolut egoist. N-avem cum, n-avem cum să ne gândim numai la noi izolați de mediu și de ambient. Chiar dacă avem momente sau unii au caracterul în care sunt absolut centrați pe ei, nu pot să-și cultive acest confort personal total rupți de exterior. Deci un schimb și o cooperare minimă tot trebuie să existe. Așa că Venus, când vorbește de confort și de binele personal, am putea să o luăm de la rădăcină, rădăcina rădăcinilor. Și acest bine personal începe cu ce? Fiind Venus în RAC. Am putea spune cu familia, numai că înainte de familie noi am avut o altă casă. Nu mă refer la aia din cer, nu discutăm despre asta. Sau, mă rog, din astral, din subtil, de unde venim. Înainte de casă și familie, noi am poposit în coconul nostru personal, care s-a inserat în matricea mamei și prin mamă în matricea familiei. Sau unii spun că mai întâi în matricea familiei și apoi în matricea mamei, biologic vorbind. Deci, noi neglijăm de foarte multe ori acest bine. Ne referim de multe ori la casă, cămin, relații, familie, partener, apoi prieteni, colegi, apoi șef, societate, colectivitatea mai mare. Dar uităm că, de fapt, casa, prima casă și primul spațiu de confort și de siguranță la care ne raportăm instinctiv, suntem noi înșine. Este coconul de energie sau, dacă vreți, de lumină, în care noi am poposit ca ființe, nu doar ca personalități, ca ființe, înainte de a exista realitatea propriu-zisă a părinților, a familiei, a neamului, colectivității și așa mai departe. Și de foarte multe ori uităm de relația, în primul rând, cu noi înșine. Prima casă e corpul nostru. Corpul nostru, fizic. Prima casă. În palpabil vorbesc. Sufletul nostru, mintea noastră, a doua casă, subtilă. În primul rând trebuie să ne simțim bine aici, pentru că sprijiniți de această casă, noi facem lucruri, ne acomodăm, ne adaptăm, schimbăm, proiectăm, materializăm alte lucruri în alte case. În primul rând, casa părintească, a doua casă, casa pe care, de relații pe care noi o construim, a treia casă, casa fizică pe care o construim, cu familia pe care noi o construim, căminul pe care noi îl construim, casa mare a locului în care este plasată casa și relațiile de familie, mediul social, pentru că degeaba ai o casă fericită dacă în drum spre casă îți dă cineva în cap. Deci și mediul este casa noastră. Țara,
Pentru că și ea, dacă trece prin vremuri grele, poți tu să ai o casă fericită și tu vei trece prin vremuri grele. Deci astea sunt casele noastre, învelișurile noastre. Dar prima casă în care noi locuim și de unde învățăm starea de pace, de liniște și de echilibru și la care ne raportăm când ni se întâmplă lucruri în viață, când vrem să alegem lucruri în viață, sunt bune sau nu sunt bune pentru mine? Pentru care mine? Pentru acel mine primordial. Pentru că acolo era rădăcina păcii și siguranței absolute. Și această primă casă este ființa mea lăuntrică, nu personalitatea mea. Personalitatea mea, ce-mi place, ce nu-mi place, succesele, eșecurile, proiectele, principiile de viață, aspirațiile, viziunea, asta sunt, țin de minte și țin de emoțional și sunt, reprezintă o coajă a ființei mele, nu e ființa mea lăuntrică. Ca dovadă că visele se mai schimbă, convingerile se schimbă și ele, judecățile despre unul și altul se schimbă, comportamentele, instinctele, temperamentul se pot schimba și modela și educa, tocmai pentru că sunt la suprafață și de aceea sunt la suprafață, ca să le schimb și să le educ. Dar ceva, e ceva ce nu se schimbă, rămâne peren, așa cum Dumnezeu e veșnic, am și eu în mine o ființă lăuntrică, conectate la divinitate și care nu se schimbă niciodată. Sinele care operează prin conștiință. Deci aceste elemente foarte profunde nu se schimbă niciodată și sunt adevărat acasă. Și dacă vreau să știu într-o situație de viață ce să fac și ce e mai bine pentru mine, care alegere e bună și care are efect bun în timp, multă lume întreabă să mă căsătoresc cu omul ăsta sau să nu mă căsătoresc, să fie doar o relație. Va fi bine și mai târziu sau nu va fi bine? Toată lumea vrea locul acela de calm, liniște și pace, peren dacă se poate. Și putem să-l avem dacă atunci când luăm decizia, suntem conectați cu acea ființă lăuntrică, veșnică, perenă, care decide astfel încât, în profundă conștiență de cauză, astfel încât efectul să fie și el peren. Dar trebuie să ajung acolo. Adică să... De fapt, acolo sunt, dar trebuie să conștientizez că sunt acolo, pentru că de acolo vin. Și acolo sunt mereu, indiferent că eu mă cuplez sau mă decuplez. Când sunt cuplat, când sunt decuplat de la ființa mea lăuntrică, care îmi vorbește de multe ori prin inspirație, prin intuiție, uneori prin vise, alteori prin stări modificate de conștiință și stări speciale de spirit și așa mai departe. Deci eu sunt acolo tot timpul. Și când Venus traversează racul, printre altele, sigur, are mai multe niveluri despre care vorbește. Un nivel poate să fie cu Venus în rac și legat de confortul habitual. Ce mobilă mai iau și ce mai schimb prin casă. Și da, luna iulie este o perioadă foarte bună pentru a răsturna casa și a face ceva frumos din ea. Dar lucrurile acestea sunt la prima mână, sunt simple și le auziți la toate horoscoapele. Aș vrea să vă spun lucruri mult mai profunde. Dar chiar și asta, ca să schimb ceva în casă, prin consultare, evident, cu familia și ca să faci ceva autentic, cu adevărat, pentru tine, nu știu, să fii suficient de mulțumit și de împăcat și să găsești ergonomia perfectă pentru tine în casă. Și alegerile astea și ca să găsești ceva ieftin și bun, dacă vreți, adică să intri în rezonanță financiară cu abundența Universului. Și asta trebuie să o faci cumva tărâmul acela lăuntric cu tine. Că degeaba schimbi casa sperând că astfel se schimbă relația. Degeaba vrei să schimbi casa sperând că în felul ăsta, nu știu, o să te simți mai bine în cămin și mai abundent, când de fapt binele vine din atmosfera de pace, de liniște din interiorul tău și dintre membrii familiei. Dar Venus în rac, da, vorbește și de ambient, vorbește și de relațiile cu familia. Dar pe mine mă interesează, în primul rând, să identific această casă lăuntric. Și dacă, e adevărat că omul sfințește locul, și este adevărat, sigur, îl poate și damna. Și știți bine că sunt locuri unde nu vreți să vă întoarceți, nu vreți să vă duceți. Și știți bine că uneori când intrați într-o, nu știu, într-o casă unde nu s-au întâmplat lucruri tocmai fericite, parcă aveți o strângere de inimă. Deci da, omul poate să sfințească locul așa cum poate să-l damneze. Ei bine, primul loc cu care noi avem contact pe lumea asta este matricea noastră energetică și este propriul nostru corp sau propriile noastre corpuri, pentru că suntem multidimensionali și multistructurați. Și locul ăsta trebuie să-l sfințim. Asta înseamnă că e bine să fim un pic mai atenți
pentru că semnale vor fi foarte multe în luna iulie. Stările sensibile, subtile pe care le avem, semnalele subtile pe care le avem, când în corp și prin corp, când suntem deșantrați, tulburați, nesiguri, temători, confuzi, când avem tot felul de emoții negative, când nu știm ce vrem, când nu știm cum să ne comportăm, ce să facem, când avem teamă de cineva sau de o situație. Să fim atenți la reacțiile noastre. Știți de ce? Ca să putem veni pe pământ în bună stare, adică să ne ajungem să petrecem cele 9 luni și să ne naștem, trebuie să ne fie foarte bine. Sunt multe aterizări ratate. Trebuie să ne fie foarte bine. Dacă am ajuns acum pe pământ, să urmărim această emisiune de suntem de ceva vreme pe pământ, înseamnă că am reușit cumva să locuim în prima noastră casă într-un echilibru, într-un ambient care ne-a permis viața. Și dacă vrem să facem un lucru în viața noastră și nu știm exact care e cea mai bună versiune, variantă ca să fie bine, cumva trebuie să ne conectăm la punctul zero, punctul rădăcină, când eram între pământ și cer, de acolo de unde veneam și aici unde ne instauram cu adevărat, și să ne reconectăm la acel moment de echilibru, de liniște, pace, dar și de putere interioară, și de susținere, dar și de putere, pentru că nu e ușor să te încarnezi. Și ca spirit, poate nu copii în trup, ca spirit, avem foarte multă experiență despre victoria încarnării, deci victoria aterizării pe pământ. O uităm și ne debranșăm de la acel moment de putere, dar dacă noi permanent în viață am luat decizii din acest punct lăuntric de echilibru și putere, întotdeauna ar fi deciziile bune și întotdeauna am putea gestiona consecințele lor. Întotdeauna am ști către care oameni să ne îndreptăm sau ce au să ne ofere și să dăm oamenilor pe care îi întâlnim. Întotdeauna vom ști dacă o relație e de păstrat sau o relație este doar pentru un schimb și de plecat mai departe. Am ști din acel punct de echilibru. Este punctul de succes, de victorie, de bucurie de viață, de încredere în viață, încredere în noi înșine. Dacă n-ar fi fost așa, n-am fi ajuns să parcurgem cu bine cele 9 luni de sarcină și să venim cu bine în planul ăsta, cu adevărat. N-am fi reușit. Sunt atâtea aterizări ratate. Vă recomand în acest sens să citiți cartea Cele 9 trepte a lui Annie Givaudan. O să vedeți că fiecare lună de sarcină este o victorie. Și lucrurile astea s-au descoperit prin psihologie transpersonală, prin regresii lucide în viața intrauterină. Psihiatrii au făcut foarte multe astfel călătorii înapoi, în timp, în copilăria foarte, foarte mică, în viața fetală. Și oamenii povesteau, descărcau informații din conștiința lor, cum era acolo și câte pericole au depășit rămânând acolo și venind pe lume. Pentru că acolo corpul nostru și ființa noastră, matricea noastră energetică este prima casă. Și aici, în această primă casă pe care noi o locuim, suntem cel mai conectat la divinitate, cei mai conectați la divinitate, care este sursa întregii puteri și a întregii inspirații. Și când Venus traversează racul casa, face conectare cu toate casele noastre. Ființa noastră, corp, dar și conștiință și suflet, adică spirit și suflet, căminul, relațiile de familie, prietenii, a doua familie, familia pe care noi ne-o construim ca adulți, a treia, societatea, altă familie, de la locul de muncă, poporul, iarăși, alt rând de familie. Și
Venus spune așa, îți iubești familia? Venus în rac, îți iubești familia? Știi care este locul tău în familie? Știi care sunt drepturile și obligațiile tale în familie? Deci, îți iubești căminul, casa și știi care sunt libertățile, posibilitățile, capacitățile, dar și drepturile, dar și obligațiile pe care le ai față de ființa ta? Dar că ar fi să o luăm așa cu prima casă, ar trebui să sesizăm când ne enervăm și să ne întrebăm corpul, hei, ți-e bine? Vrei să-ți mai dau enervare? Îți face bine? Te stimulează? Sau nu? Și te apucă tensiunea și, de exemplu, îți face bine rușinea? Îți face bine agitația mentală ca să nu poți să dormi noaptea? Pentru că noi locuim în prima casă, da? Deci ar trebui să fim mai atenți la semnalele astea și să vedem, să observăm lucid și detașat. Da, văd că mă enervez, dar și observ că mă enervez. Adică, pe de-o parte, parte din mine chiar se enervează și face lucruri și mai am o parte din mine care observă că se enervează și face lucruri. Oare care o fi mai lucidă? Care parte? Aia care e enervată și face lucruri sau care e deznădăjduită și gândește lucruri sau care este exaltată și face tumbe sau aceasta care vede că fac asta? Există o, se numește observator martorul. Există o parte din mine în etajele mai înalte ale conștiinței care constată. Și de multe ori chiar noi spunem, Doamne, ce am putut să mă enervez. Și uneori constatăm în secundă, simultan, mă enervez și simultan constat că m-am enervat. Alte ori, prin antrenament, ajung să simt mugurele enervării și să nu mă mai enervez. Observatorul e atât de pe fază și de vigilant încât imediat sesizează că urmează enervarea și o oprește înainte de a fi, fără să fie o frustrare. Pentru că atunci când conștientizezi, când îți accesezi conștiința, înseamnă că ești doar cu un etaj mai mic, mai jos de spirit. De acolo din spirit nu mai există frustrare. Eu mă opresc pentru că conștientizez, eu nu mă opresc pentru că mă abțin. M-aș enerva, dar mă abțin că nu dă bine. Nu! Eu nu mă mai enervez pentru că conștientizez toată situația și tabloul mare din detașare și de afară. Deci, prima casă pe care o locuiesc este casa corpului meu fizic, corpului meu emoțional, corpului meu mental, gândurile, conceptele după care eu mă ghidez în viață. Și în primul rând trebuie să le verific pe acestea dacă locuiesc bine cu mine. Zice Venus, trebuie să-ți placă la tine în casă. Și asta este prima casă și trebuie să am grijă de ea. Și spune, hei, dacă vrei să ai grijă de ea, fii atentă la retrogradarea lui Saturn și a lui Pluto. Altă dată n-ai avut grijă. Învață din greșelile tale trecute. Vezi că în jur s-ar putea să ai modele despre oameni care n-au avut grijă de casa lor, corpul, mintea, sufletul lor. Învață din greșelile lor. Nu trebuie să treci și tu prin aceleași greșeli ca să fii savant. Savanții, genialii, învață din greșelile altora. Iar cei mai și cei mai deștepți nici măcar nu mai au nevoie de modele greșite. Pur și simplu accesează prin conștiință întreaga experiență umană și decartează de acolo învățătura, fără să mai fie nevoie să treacă ei sau să vadă pe cineva trecând. Pauză și revenim. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că torsărui, cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa.
Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian. Și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți să merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați. Bine, am revenit din pauză, pregătesc și eu datele acum pentru horoscopul pe care vreau să-l facem. Mai spun doar atât cu Venus acesta în RAC, care ne invită să fim atenți la felul în care ne sfințim locul. În primul rând, corpul nostru, și nu mă refer aici numai la sănătate, ci să fim atenți și la emoțiile și la gândurile noastre, pentru că ne vom da seama că nu trăim întotdeauna stare de bine. Noi avem sentimentul că emoțiile și gândurile sunt provocate de ceilalți. Sigur, gânduri agitate și negative sunt provocate de ceilalți și de putele pe care le avem, dar aș vrea să luați în calcul că răspunsul nostru mental-emoțional la ce se întâmplă și ne aduce viața, că viața așa este cu de toate, răspunsul nostru este de fapt cel care ne agită, nu atât ce fac oamenii, că oamenii fac și bune, fac și rele și așa vor face și mâine. Felul în care noi răspundem sau ne lăsăm afectați, felul în care procesăm informația, aici este problema și asta depinde de noi. Nu depinde de noi să se schimbe ei și mâine să fie un rai pe pământ, că nu e, dar felul în care răspund eu la acest nerai, felul în care locuiesc eu cu gândurile mele și cu emoțiile mele în corpul meu, asta da, pot să schimb, chiar dacă nu se schimbă contextul. Și uneori, da, contextele sunt atât de dureroase și atât de complicate, încât da, aproape că eu trebuie să devin Hristos ca să pot să fac față, adică înțelept, bun, puternic, echilibrat, da, dar și situațiile astea nu s-au creat întâmplător, ci cumva au venit ca șir de consecințe ale lucrurilor pe care le-am făcut sau nu le-am făcut în viață, deci trebuie să-mi asum responsabilitatea, nu vinovăția, ci responsabilitatea, și asta înseamnă, dacă mi-asum responsabilitatea, că mă repun în putere și că nu mai acuz pe unul și pe altul de ce mi se întâmplă mie, ci îmi dau seama că oamenii fac lucruri, asta este, viața e nedreaptă, asta este, dar că eu pot cumva să-mi gestionez toate resursele de inteligență și de cunoaștere și înțelegere, astfel încât să acționez mai bine, să reacționez mai bine la provocările vieții ca să nu mă agit atât. Deci asta e prima casă. A doua casă, relația cu părinții. Și nu vorbesc de casă fizic, de concepte, convingeri, modele, comportamente, de lucruri pe care nu le-au făcut și zic eu că o să o fac sigur mai bine și îmi compun niște modele doar în antiteză cu ele, dar un model mai bun în antiteză cu cel al părinților nu e un suficient de bun pentru viață și destin. Poate să fie un mai bun ca al lor, dar nu garantează că asta mă face să-mi trăiesc plenar viața. Dacă ei n-au făcut studii, eu să fac. Dacă ei au făcut prea multe studii, eu să nu fac. Dacă ei nu s-au înțeles, eu sigur o să mă căsătoresc cu cineva cu care o să mă înțeleg. Dacă ei au avut anumite trăsături, eu sigur voi lua pe cineva cu alte trăsături și alte vicii, nu cu alea, cu altele sau deloc, dacă se poate. Deci un model mai bun, dar în antiteză cu un model rău, nu-i suficient de bun pentru mine și nu mă conectează la prosperitate ca să-mi aducă partenerul de săvârșit pentru mine, situațiile profesionale minunate pentru mine, copiii potriviți pentru mine să-i cresc. Știți că sunt foarte mulți oameni care spun abia acum o înțeleg pe maică mea când am avut și eu copii, că până acum am criticat-o pentru cum ne-a crescut, dar văd că nici eu nu sunt mai brească, nu pot, că așa mai departe. Deci, ca să nu ne întoarcă viața, situații din care în sfârșit să învățăm, ar fi bine să învățăm de la început. Și chiar dacă avem în familia parentală, familia părinților noștri, situații urâte de viață, nepotrivite, obiceiuri proaste, convingeri nepotrivite și neconstructive, emoții urâte pe care ni le-au dat, dar le-au trăit și ei, nu este suficient pentru noi și destinul nostru în alte timpuri ale noastre să spunem voi face invers. Nu e suficient de bun. Și asta înseamnă ca să nu fim tentați să spunem voi face exact pe dos ca să fie bine, este necesar să ne detașăm de modelul parental, să analizăm
relația cu familia, să ne detașăm de modelul parental, dar și de reacția noastră la modelul parental, că am fi tentați să spunem, voi face mai bine. Și să fim echidistanți, astfel încât să ne centrăm în noi, să ne conectăm la matricea noastră, prima noastră casă, și de acolo să ne propunem propriul model de familie autentic bun pentru noi, nu doar mai bunul față de părinți. Astfel, reușim să eliminăm și mitul, de fapt nu este mit, legea psihologică care spune că suntem tentați să ne atragem un partener de viață similar cu unul din părinți, mai ales părintele de sex opus. Da, este adevărat, și o să spuneți cum, tata a băut, eu nu m-am căsătorit cu un bețiv. Da, e adevărat. Nu, evităm trăsăturile părintelui cu care nu ne-am înțeles sau cu care nu am fost de acord sau care ne-a traumatizat și ne luăm un partener cu alte trăsături, dar cumva, nu e alcool să zicem, da? Poate să fie altceva, dar care ne pune în aceeași situație emoțională și mentală. Dacă eu nu m-am înțeles, de exemplu, cu tatăl care era, nu știu, zgârcit, și n-a vrut să-mi dea bani de studii, a vrut, s-a despărțit de mama și a vrut să vindă în casa și să-i dăm până la ultimul cent. Și dacă, nu știu, zic, îmi propun să-mi iau un bărbat care e generos și care oferă și care dă și așa mai departe. Da, dar se poate repeta situația de viață și relația cu părintele, nu știu, ajungând într-un impas financiar și fiind disperat abia atunci partenerul meu și zic, uite, după 10 ani de căsnicie, când am pierdut nu știu ceva, retrăiesc ce a trăit mama. Da? Și ca să nu se repete acest tipar, atunci la rădăcină când zic eu mă voi căsători cu un partener, să nu zic altfel decât tata, mai bun decât tata, care nu e ca ai mei, care nu, lasă modelul parental. Mă voi căsători cu cel potrivit din toate punctele de vedere cu mine. Asta înseamnă să nu mai datorez nimic supărării pe care am avut-o sau traumei pe care am avut-o cumva. Rezolv trauma, după care sunt liber să-mi aleg orice model vreau. Orice model vreau, nu doar unul mai bun față de ei. A doua casă, asta cu părinții. A treia casă, spune Venus în rac. Fii atent la a treia casă. Relațiile de mediu. Pentru că și de la vecinătate. Venus spune pace, liniște, armonie, siguranță. Fă-le, emite-le ca universul să-ți întoarcă înapoi. Știți câți au probleme cu vecinii, se ceartă pe locuri de parcare, sunt deranjați de zgomote și de bătăile de sus, de muzica ce se pune, de nunțile în stradă sau mai știu eu cum. E foarte important să nu trăiești într-un mediu ostil și să nu trebuiască să te uiți după umăr când ajungi acasă. Deci Venus spune, ești în mediul tău, ți-ai asigurat colectivitatea de susținere care este în echilibru cu dorința ta de evoluție. Și dacă nu ai un mediu perfect în oglindă cu ființa ta, ești ostil? Dezavuezi, critici, ești superior, vezi că viața vine și reglează. Așa că fii uman, fii în echilibru cu tot ce înseamnă mediul în jurul tău. Apoi relația cu patria și cu poporul, cât nu pleacă în jur în România sau românii și spun e o țară minunată, păcat că e locuită. Suntem liberi să ne ducem oriunde pe planetă. Peste tot este o mare familie. Umanitatea și omenirea, o mare familie. Nu trebuie să înjuri ca să-ți fie mai bine în altă parte. Nu trebuie să ai motive sau să cauți motive negative să pleci ca să-ți dai combustibil să te duci. Nu ai nevoie. Poți să pleci ca să explorezi. Nu trebuie să fii supărat pe locul pe care pleci ca să pleci. E foarte important pentru că foarte mulți au dificultăți în a se acomoda afară și o parte din aceste dificultăți sunt date și de sentimentele negative cu care și-au părăsit rădăcina sau prima casă sau a doua casă sau a treia casă. Unii sunt supărați apropo de prima casă că au pielea prea albă sau că sunt prea negri sau că sunt din nu știu ce nație sau că nu știu ce gen au sau... Deci, Venus ne acomodează cu casa, cu casele noastre.
astfel încât să ne găsim, să ne putem crea o fericire și în afara noastră, care oglindește fericirea și echilibrul dinăuntru nostru. Și nu este o vorbă așa în van, să fii bine cu tine. Mâine poate o să fii într-o formă și mai bună, și mentală, și emoțională, și mai inteligent, și mai echilibrat, și mai deștept, și mai slab, și mai tonic, și mai vital, și mai bine hrănit mâine. Dar ca să ajungi mâine să fii așa, ca să ajungi la bătrânețe, să fii încă zdravă pe picioare și să nu ai riduri, să ajungi să ai relații bune, de familie, pe lângă familie, acum bune, relații bune. Dacă nu sunt în familie, sunt pe lângă familie. Ca să apuci să se întâmple asta, trebuie să fii bine cu tine, ca să fii o oglindire. Bine cu tine înseamnă, da, nu-s perfect. Sunt perfectibil și mă ocup de asta. N-am făcut numai lucruri minunate pe planetă, dar mă ocup să le înțeleg ca să fac lucruri mai bune de acum încolo. Deci trebuie să fii bine în prima ta casă, ca să fii bine apoi în a doua casă, în a treia casă, în a patra casă. Spune Venus în rac. Și am face bine să învățăm din greșelile noastre trecute, dar și din greșelile altora și din greșelile omenirii, că dacă reflectăm un pic, nici nu ne mai trebuie modele în fața ochilor. Apropo de Saturn retrograd și de Pluto retrograd. Da, și să ne dăm seama că propriul nostru model s-ar putea să deranjeze pe unii și pe alții. Model de pace, bine și cal. Așa, și am zis că vorbim pentru fiecare zodie în parte, trebuie să facem rapid horoscopul. Pentru berbeci. Acest model de pace și de bine are legătură cu relația cu părinții. Sigur trebuie să lămurească ceva în legătură cu părinții. Dacă ei nu mai sunt în viață, atunci reflectează ei la anumite situații și își dau seama, le pică fisa sau iartă retroactiv acele persoane, astfel încât să elimine total din sufletul lor, din inima lor și din biografia lor momentele dureroase. De ce din biografie? Pentru că în momentul în care ierți cu adevărat, o să zici, nici nu mai știu ce s-a întâmplat. Aia este iertarea perfectă, când aduce și uitarea. Și da, într-o viață trăim mai multe vieți. Inutil să ne aducem aminte toate detaliile neplăcute ale multelor vieți trecute. Așa cum le uităm pe alea trecute, așa îmi face bine să uităm și episoadele rele din această viață, ca să chiar să trăim mai multe vieți mai bune într-o viață. Taur. Starea de bine și de pace și de confort este legată de cap, de minte și de ideile pe care taurii și le bagă în cap. Deci, convingerile mari de viață, principiile călăuzitoare pot fi analizate acum sau pot fi cumva, de fapt nu sunt analizate cu Venus, sunt simțite. Aduc pace crezurile mele, mă pun în armonie cu toată lumea, crezurile mele. Sau încep să-mi bag în cap. Bătrânii sunt inutili, nu știu. Religia aia nu e bună și toți cei care cred în ea sunt fraieri. Sau, nu știu, da? Deci, atenție la prejudecăți pentru tauri. În primul rând, casa din cap trebuie să fie în ordine. Aia e cel mai important. Apoi felul în care comunică cu ceilalți. Pacea trebuie să fie pe buzele lor. Și s-ar putea să descopere persoane care le dau niște elemente de valoare, de niște noțiuni valoroase și își pun sub semnul întrebării sau își corectează niște crezuri și ajung la niște crezuri mai luminate. Gemenii au o stare de putere, de liniște și pace și de confort cu propriile lor resurse și abilități. Cumva încep să se bucure de ce au acum, indiferent de vârstă, indiferent de beteșuguri, indiferent de handicapuri. Spun, ok, bine, asta este ce am eu la dispoziție acum, cu asta defilez, cu vârsta asta, cu experiențele astea, cu capacitățile astea de a mă descurca în viață, cu abilitățile astea practice, ok, cu astea sunt multe, puține, savante, mai puțin savante, cu asta mă descurc. Și de aici pornesc în a dezvolta niște exerciții, niște operațiuni, niște activități care pot să le aducă prosperitate sau să-i ancoreze în realitate mai bine. Ancorarea în realitate începe prin recunoașterea realității, nu prin condamnarea realității. Nu sunt destul de bun, vai ce am îmbătrânit, vai ce cocoșa sunt, n-am suficiente diplome. Deci, își recunosc aturile și pornesc de aici creșterea.
Pentru raci este chiar un moment în care trebuie să se împace cu ei înșiși, de la minte, corp, trecut, biografie, în ce țară s-au născut, în ce familie au venit, și să pună preț pe propria lor viață. Și asta se va vedea și în relația partenerială, și cu părinții, și cu socrii, și cu societatea, și cu patronul. Nu se mai lasă exploatați. Este un Venus în rac care le atrage atenția prin opoziția Saturn retrograd, Pluton retrograd. Nu ți-ai susținut punctul de vedere, nu ți-a apărat interesul, nu te-ai prețuit pe tine în fața altor persoane și de asta ai pierdut. Nu pentru că erau ele neapărat rele. S-au comportat rău cu tine pentru că le-ai lăsat spațiu de comportare rea, pentru că tu nu te-ai verticalizat. Și cumva se iau în atenție racii în acest moment. Apoi se pot întreba de multe ori în diverse situații de viață și cu diverse persoane: hei, e locul meu aici? Chiar e povestea mea ce trăiesc acum, sau am picat așa, s-au răstogolit evenimentele și am ajuns aici? De fapt, cum Dumnezeu mă află în situația asta? Nu știu, poate am făcut niște promisiuni sau mi-au fost muse sau mi-am dat cuvânt. Deci și-au analizat statutul, corpul, fericirea, statutul și rolul pe care l-au față de alte persoane și zic, stai puțin, am și un cuvânt de spus. Lei, aș zice că tihna, pacea și liniștea pentru lei o găsesc în afara contextului comun. Deci, fie pleacă în vacanță, se izolează, se duc la mănăstire pentru 2 săptămâni, se duc într-un retreat, într-o tabără, își creează acasă la ei, nu știu, un spațiu, au nevoie de retragere pentru a se repune în ordine și în echilibru. Au nevoie de detașare. Dacă nu pleacă nicăieri geografic, atunci măcar să se distanțeze energetic și psihologic de o anumită situație pentru a vedea ansamblul. Această detașare îi ajută să analizeze mult în spate trecutul și să înțeleagă niște conexiuni care le-au scăpat până acum. Pe de altă parte, au de vindecat sufletul lor în legătură cu ceva. Ce au greșit, s-au rușinat, s-au învinovățit, mai ales că n-au făcut destul. Momentul cel mai dificil de iertat este acela în care ar fi putut să ajute pe cineva și n-au făcut-o. Din diverse motive. Lucrul acesta trebuie neapărat vindecat. Apoi sunt în căutarea unui loc acasă, perfect. Și acesta nu-l găsesc decât în contact cu spiritul sau cu conștiința lor. Fecioarele. Au un acasă sentimental, amoros. Este posibil să-și pună în ordine o poveste sentimentală din trecut și să se repoziționeze față de ea cu putere, indiferent că au fost... Mulți avem astfel de povești, dar nu pe toți ne rănesc la fel. Fecioarele care au fost rănite de un moment care le-a inhibat, le-a complexat, au de o poveste de iubire care nu a... s-a sfârșit bine, n-a evoluat foarte bine și acum pot veni cu o înțelegere sau chiar persoana respectivă pentru unele fecioare vine cu o explicație, cu o scuză, cu o recunoaștere. Și asta ar fi un gen de situație pentru fecioare. Un alt gen de situație este să fie dezvolte în relația cu comunitatea, cu mediul, cu colegii, cu prietenii sau cu curtezanii sau cu curtezanele. Deci să fie mai dezvolte, mai naturale, mai la ele acasă în relația cu societatea. Asta poate să aibă impact asupra multor lucruri, pentru că în foarte multe meserii avem relații cu publicul. Și efectul poate să fie, simțindu-mă mai natural și mai în largul meu în relație cu oamenii, pot avea și rezultate mai bune profesionale sau în tipul acela de activitate care mă pune în contact cu publicul. Și asta se întâmplă la fecioare. Balanțele. E vorba de putere și de autoritate. Iar Venus în rac spune, fii în regulă, fii echilibrat, fii în confort în relația cu șefii. Fii natural în relația ca șef cu subalternii tăi. Nu-ți mai fie rușine de puterea ta și de felul în care o manifesti, de opiniile tale, de crezurile tale, de hotărârile pe care le iei. Nu te mai rușina, acomodează-te cu ele. N-au întotdeauna efecte bune, ce să vezi. Da, asumă-ți lucrul ăsta și nu mai faci o dramă din asta și nu mai încerca să împaci pe toată lumea.
Și Venus în rac cumva îi ajută foarte multe balanțe, mai ales pe cele tinere, să-și înțeleagă părinții și erorile lor. Nu pentru că ele le fac, ci pentru că își dau seama, trecând prin situații similare, ce s-a întâmplat de le-au făcut părinții. Și că nu e atât de greu să greșești, de fapt. Și cumva retroactiv pot să înțeleagă niște episoade din biografia lor, când au fost alături de părinții lor mici, probabil prin situații care se repetă sau pur și simplu, la nivel psihologic, își pun niște probleme, analizează un tablou și își dau seama. Pot fi, da, discuții în familie și pot fi discuții în familie despre familie cu partenerul de viață și trebuie să analizeze balanțele. Dacă nu, cumva modelul pe care îl propun partenerului de familie vine din ceea ce ele au vrut să evite tot timpul în familia lor și nu-i suficient pentru a ajunge la fericire doar să eviți greșelile părinților. Nu e suficient de autentic pentru a fi fericit cu un om în propria relație. Pentru Scorpion, este una acasă pe care și îl descoperă în legătură cu viziune privind orice, viață sau planuri și proiecte legate de muncă, crezuri și viziune. Cumva trebuie să se întrebe dacă nu cumva ideile pe care și le-au băgat în cap, ideile pe care le vehiculează și mai ales acel trebuie. Au câțiva de trebuie. Dacă nu cumva acest trebuie nu te face să mai locuiești acasă, în capul tău. Și te dă afară din casă. E prea mult trebuie acolo. Sau prea mult doar așa. Sau prea mult așa e perfect, așa e bine, așa e corect, așa trebuie. Așa se impune. Așa e timpul. Sunt prea multe rigori și nu trăiesc confortabil în casa conceptelor, viziunii, regulilor, judecăților. E un pic prea multă constrângere și asta îi face să fie nenatural și când comunică cu unii oameni și când colaborează și își propun un set de reguli ca să poată colabora. Sigur că ele sunt bune, dar trebuie aplicate, încă o dată spun, regulile în spiritul lor, nu în litera lor. Deci, acest trebuie din capul scorpionilor s-ar putea să le facă un iad în cap. Pentru Săgetător este una casă sau aș zice că săgetătorii iau contact cu una casă al partenerului. Deci, cei care sunt într-o relație să fie foarte atenți, pentru că acasa lor cu acasa al partenerului s-ar putea să nu mai fie congruent. Fie pentru că partenerul spune, mie mi-e bine așa, ție ți-e bine așa, mie mi-e bine așa. Și eu aș vrea să îmi construiesc și eu binele meu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, pot avea parte de realizări în familie, vorbind de casa fizică, datorită intervenției partenerului de viață sau cu ajutorul colaborării cu un om sau partenerul de viață. Cert este că săgetătorii trebuie să fie un pic mai atenți la acasă al celuilalt. Acasă al celuilalt. Și dacă se poate să găsească o formulă bună și pentru ei, bună și pentru celălalt, e foarte bine. Dacă nu, pot avea surpriza să constate că partenerul își construiește un alt acasă. Capricornii. La ei se pune o problemă de autenticitate. Adică, dacă ei constată și au avut timp cu Saturn de 2 ani în semnul lor zodiacal, și el a analizat personalitatea, persoana, ființa, sufletul, mintea, viața, destinul și să zică cu asta nu sunt mulțumit în viața mea sau cu punctul ăsta nu prea sunt mulțumit, trebuie să ieși de aici, să renunț la anumite vicii, să mai slăbesc, să mă compor și eu altfel, să fiu mai deschis sau să fiu mai atent. Și-au luat la analizat viața. Acum se pune problema cu Venus în rac, cât din autenticitatea aceasta descoperită în ei, despre ei, manifestă în afară. Și care e efectul acestei autenticități? Și dacă spun, de fapt mie nu-mi plac lucrurile alea, manifestă-le, spune-le, exprimă-le și exprimă-le într-un mod în care să fii înțeles, nu doar să trezești spaime celor din jur. Deci este vorba de expresie, să arate cine sunt ei cu adevărat în cea mai bună formulă posibilă. Vărsătorii. La ei se poate pune problema inclusiv de corp fizic,
deci acasă, în corpul lor fizic, e vorba de sănătate și de îngrijire, apoi se pune problema unui acasă, a confortului, păcii, liniștii, siguranței și puterii pe care o descoperă în activitățile de zi cu zi pe care le fac cu echipa pe care le fac, chiar dacă echipa e doar familia, dacă lucrează acasă sau oamenii de care se ciocnesc zilnic. Și cumva trebuie să se acomodeze mai bine la mediul acesta, la activitățile și la mediul acesta pe care l-au în proximitatea lor, astfel încât să dușmănească mai puțin și să se mobilizeze mai mult, cu mai mult drag pentru ce au de făcut zilnic. Pentru pești este una acasă în inimă. Trebuie să se conecteze cu sufletul lor și cu inima lor, cu pasiunea și cu bucuria de viață din sufletul lor, astfel încât să fie acomodați cu ce simt și ce le place. Și mai ales vor găsi una acasă când vor găsi o ocupație pe care o fac cu har, cu talent, din naștere l-au și descoperă că da, ei s-au născut pentru lucrul ăla. Indiferent ce e, să gătească, să crească copii, să cânte la un instrument, să alerge, să adune oamenii, să împărtășească unor oameni idei noi. Indiferent care e harul ăla, ei se vor simți acasă când îi vor da curs. Așa că doar la inima lor trebuie să se gândească pentru a vedea ce este acolo ca har pentru ei și pentru oameni. Numai bine vă doresc. Ne vedem peste o săptămână și vă doresc să fiți bine acasă la voi. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privind, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, de când am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului.